Bine v-am regăsit, dragii mei scorpioni. Am să încerc prin intermediul acestei etalări să găsim, să răspund, de fapt să găsim răspunsuri aproape personale la situații cu care vă confruntați, situații adunate cu ajutorul multor mesaje pe care le primesc zilnic de la voi. Astăzi vreau să descoperim împreună niște recomandări venite din partea minunaților ghizi spiritual pentru următoarea perioadă. Pentru că ne aflăm în luna februarie, o lună cu foarte multe schimbări, e o lună nouă în Vărsător, pot să vă anunț că există și la voi, ca și la alte semne zodiacale, posibilitatea unor schimbări importante, unor schimbări uriașe, reluare de comunicări, colaborări și cad anumite blocaje. Se deblochează tot soiul de fluxuri energetice, financiare, materiale și ale iubirii. Și așa cum am văzut și la balanță, probabil că și la voi există posibilitatea reluării de comunicare cu o persoană cu care nu mai discutați, indiferent că este partener, fost partener, fost soț, soție sau colaborări în ceea ce privește domeniul carierei voastre. Mesaje cu rune, zaruri, pandantive, cu ajutorul pendulului, tijelor de radiestezie și un răspuns aproape personal, țintă pentru o anumită situație la care voi vă gândiți. Înainte de toate, am să încep prin a extrage câteva mesaje cu rune și zaruri. Aici o să avem și anumite inițiale, o să extrag și câteva pandantive care o să ne povestească ce s-ar putea întâmpla în perioada imediat următoare. Etalarea este o etalare atemporală, însă o să batem cumva moneda pe luna aceasta să vedem ce ar putea să se întâmple. Și vouă, ca la gemeni, vă pică fisa, dragii mei, cred că o să vă dați seama de foarte multe lucruri care nu s-au întâmplat în trecut pentru că au avut un rost. Nu s-a întâmplat tocmai ceea ce ați dorit voi în planul material și în planul iubirii pentru că nu a fost să fie, nu ați avut voie, nu era cazul să se întâmple atunci. Și o să vă dați seama, începând din sau cu această lună, că a fost mai bine că nu s-a întâmplat atunci, pentru că lucrurile vor curge cumva, este chestiune de timp până lucrurile să se dezmorțească. Și aș putea chiar să vă spun, prin intermediul acestei virgulițe, că lucrurile nu sunt stopate, indiferent despre ce vârstă aveți, și aici mă refer la planul iubirii. Sunt foarte mulți scorpioni care poate spun, nu mai, la vârsta mea nu mai întrebe mie iubire, nu mă mai întorc eu la nu știu cine sau nu se mai întoarce nu știu cine la mine. Scorpionii au tendința de a pune niște diagnostice, a da niște verdicte. Nu mai, la mine nu se mai poate, la mine nu mai e cazul, în sfârșit. Ei bine, s-ar putea ca Universul să vă surprindă din nou, așa cum a făcut-o de fiecare dată, pentru că încă lucrurile nu s-au terminat și o relație, am să încep cu planul iubirii, o relație supraviețuiește. Aveți aici această broscuță, o relație ținută cumva la distanță și în secret. De data aceasta, scorpionii posibil să se gândească la o ființă care este căsătorită sau într-o relație stabilă sau a fost căsătorită sau a fost într-o relație stabilă. Cert este că este clar distanță între voi. Asta înseamnă că există o separare, o lipsă de comunicare. Nu văd un mare blocaj, iar dacă ați fost blocați, probabil că v-ați deblocat. Doar distanță și necomunicare. Însă destinul, divinitatea face cumva ca această distanță fizică, cel puțin, să fie diminuată prin intermediul a ceva, a cuiva. Că este cunoștință, că este prieten, că este o rețea de comunicare, de socializare, ceva este. Practic vă restabiliți această legătură prin intermediul cuiva sau a unui moment și lucrurile par a se desfășura și la voi cu rapiditate. Această împăcare, pentru că este vorba despre împăcare și de două ori am extras, ați văzut, nu întâmplător, aceste semnele păcii, care înseamnă că există varianta să fie o rezolvare chiar pe cale amiabilă a unui conflict între voi și o persoană la care vă gândiți, între voi și o persoană cu care ați lucrat.
Pentru că aici și planul carierei, să știți că joacă un rol important la Scorpion, mai ales la Scorpionii care nu mai au un contract de muncă, ce au fost disponibilizați, nu prea le-au ieșit afacerile în parteneriat foarte bine în ultimul timp, nu au mai cules așa roadele muncilor, așa cum era o vreme, să fie stabil, securizați din punct de vedere financiar. Doar că se discută, pentru că mie mi se pare că lucrurile au fost cumva repetitive. Aceste colaborări, aceste persoane, aceste reluare de conexiune vă sunt în destin, ele fiind repetitive. Du-te, vino, du-te, vino. Lipsa unuia din viața celuilalt, temporar, pauze temporare, indiferent dacă ele au fost, să spunem așa, pe o lungă durată de timp. Se găsește, să știți, o soluție clară la o situație la care voi vă gândiți. Se găsește o soluție. Nu știu neapărat dacă este o soluție miraculoasă, dar se găsește o soluție astfel încât să se mai ducă din aceste griji, să puteți să vedeți și voi luminița aceea de la capătul tunelului pe care n-ați mai văzut-o de foarte multă vreme. Aveți niște persoane pe lângă voi care nu sunt chiar prietene, atenție, la influențe negative, mai ales pe la serviciu. Sunt foarte multe parteneriate în care sunteți și voi implicați, implicate pe la serviciu, dar de fațadă sau de moment. Nu sunt prietenii pe care le aveți pe termen lung sau dacă vă gândiți că există o astfel de prietenie acolo, în cercul vostru creat sau nou creat pe la serviciu, este doar temporar, pentru că din momentul în care veți dispărea din acel cerc de colegi, de prieteni, să știți că nu o să vă ducă foarte tare lipsa. De unde și aceste suișuri și coborușuri din punct de vedere emoțional al Scorpionului. Îi se pare că este abandonat. Într-adevăr, sunt unii Scorpioni care chiar simt realmente această emoție de abandon. Le este frică de abandon. De aceea s-ar putea să se implice în tot soiul de prietenii, pentru a nu rămâne singur, pentru a fugi de abandon, doar că acolo este concentrată o foarte mare doză de negativitate și de complezență, să zic așa. Dualitate, că despre asta și vorbeam, există o dualitate, sunt persoane care ar vrea să se implice într-o relație cu voi, dar mai au pe altcineva, vor să fie cu voi pentru că pot beneficia și de anumite avantaje, poate materiale, poate emoționale, se simt bine cu voi sau se dau pe lângă voi pentru că le crește cota, să zic așa, dacă sunteți persoane cunoscute, recunoscute sau aveți niște pile și relații mai mult decât are respectiva persoană, probabil că veți avea mult mai multe mesaje, telefoane din partea acestei persoane, fie ele și de curtoazie, să vă bage în seamă, să vă tatoneze terenul, dar sunt foarte multe ființe de genul acesta care au țintă, sunt croite, cum se spune, să vă atragă atenția pentru obținerea unor avantaje de la voi. Toamna, primăvara joacă un rol important în această etalare. În primăvara acestui an se vor schimba destul de multe lucruri, vor fi anumite separări, vor fi anumite despărțiri, vor fi anumite retrageri, desprinderi sau este imperios necesar ca, dacă vă aflați într-un astfel cerc de prieteni, de complezență, de frică abandonului, dacă vreți, bineînțeles, liberul arbitru vă aparține, să vă retrageți din această zonă de aparent confort, pentru că nu vă este benefic și vă încetinește puțin mai mult din procesul acesta al evoluției voastre materiale, spirituale și chiar ale iubirii. Pentru că dacă cineva trage de voi pentru acele avantaje, ca exemplu, voi vă îndepărtați practic de acele persoane care v-ar merita, acele persoane care într-adevăr vor să vă atragă atenția fără niciun fel de implicare și nu le vedeți pentru că le considerați opțiuni, treceți peste mesajele lor și vă concentrați atenția către o persoană care nu merită, ceva de genul acesta. Echilibru și la voi. Balanță, de asemenea, vărsător, ca semne zodiacale, este posibil să intrați în interacțiune cu gemeni, cu balanță, da, gemeni, balanță, vărsător. Din această primăvară, vara la voi la fel joacă un rol
extrem de important. O să vedem la mesajele suplimentare cu ajutorul pendulului. Acolo o să avem niște luni țintă pe tot anul. O să vedem despre ce este vorba. Până atunci există persoane cu litera inițială D sau literă din prenume D, L, de asemenea U, W, poate sunt și nume străine, K, ne spuneam că sunt inițiale sau pot fi în litere în interiorul cuvintelor, E, de asemenea, litere străine, cum spuneam, aici a ieșit un O cu umlaut, poate să fie acele vocale cu cele două virgulițe deasupra, cum sunt, de exemplu, acele prenume nemțești. Și X, X în interiorul cuvântului sau vorbim despre această revelație. Deci de două ori a ieșit acest, poate să fie interpretată ca și rună, este vorba ca rună, nu ca și rună. Revelație vă pică fisa despre, cred, cercul acesta de colegi, de prieteni. Poate să fie și cu inițiala C, de ce nu litera X? Nu că X, în interior, sau acel șterg, îmi șterg urmele, delete-ul acela. Din acest punct de vedere, mă gândesc la niște separări și desprinderile acelea de care vorbeam. Dar avem și această împăcare. De asemenea, există posibilitatea ca după ce v-ați desprins în trecut sau cineva s-a desprins de voi în trecut, acum vorbim despre planul iubirii, să există o revenire și chiar am să văd despre ce este vorba, să clarificăm un pic ce este cu această pace. Cineva se recâștigați atenția cuiva, ceea ce spuneam, cu care v-ați certat în trecut sau v-ați blocat sau v-ați restricționat. Cred că este vorba despre faptul că persoana respectivă se refocusează pe voi și își dorește să aibă posibilitatea unei noi întrevederi cu voi. Își dorește redobândirea stabilității. Mie mi se pare că voi ați fost un cuplu în trecut. Ați apucat să fiți un cuplu și vă doriți cumva sau persoana respectivă își dorește acea stabilitate, restabilirea cuplului. De asta este acest dute vino. Probabil că nu este prima oară când vă certați cu această persoană sau nu este prima oară când sunteți la extremă. Persoana respectivă este în momentul de față schimbătoare, este o persoană care cred că v-a rupt inima, s-a întâmplat ceva acolo în trecut de v-a cam rupt inimioara, probabil că există varianta să reia niște, cum să vă zic, să reia această conversație cu voi, dar să nu fie foarte bine din punct de vedere emoțional și al sănătății. Există posibilitatea să reluați legătura cu persoana asta. Văd și niște adicții aici, alcool, tutun, cafea, anxiolitice, nesomn, conexiune reluată, însă nu conform așteptărilor voastre, pentru că s-ar putea să vă stârnească cumva compasiunea din cauza faptului că nu este foarte ok în momentul de față. Doar că este nerăbdător să vină, nerăbdătoare să vină, pentru că a fost o multă perioadă de timp în care s-a autocenzurat. A vrut să vină la voi, dar încăpățânarea sau situația personală, financiară, precară, poate și anumite afecțiuni medicale, poate că era mai slab, poate că era mai gras, poate că era, în sfârșit, l-a oprit să, sau a oprit-o să vă întâlnească, să vină, să revină. Dar se pare că este nerăbdătoare persoana respectivă să ia legătura cu voi. De ce este nerăbdătoare? Vreau să clarific. Este nerăbdătoare pentru că și insistă să vină, pentru că, în primul rând, simte că are niște plăți de făcut vis-a-vis de voi, mai ales dacă v-a frânt inima. Simte nevoia să remedieze un conflict dintre voi.
o simte până în plăsele, această vină, are o vină față de voi în unele cazuri și își dorește cumva să se achite, să-și achite datoriile pentru că altfel nu... Da, o ceartă, v-ați certat, v-ați blocat, v-ați reproșat, conflict din cauza ego-ului exacerbat de ambele părți, din câte se pare aici. Clar s-a lăsat cu niște pierderi, cu adversitate, probabil că între timp ați devenit și inamici și ați făcut așa o buclă în timp, dar cred că cu siguranță aveți acest 7 care înseamnă perspectivă. Deci, după opinia mea, cred că vrea să vină, să plătească niște polițe, dar să rămână cumva în colaborare cu voi. Nu știu neapărat dacă în relație, o să întreb imediat, dar să nu vă mai certați, să nu mai blocați, să rămâneți cumva bine că sunteți aici. Adică nu vă mai blocați, nu vă mai certați. Ați rezolvat și nu vă mai ocoliți pe stradă. Și vreau să știu dacă există varianta să-și dorească să rămână împreună cu voi. Este, mă rog, așa pesimistic vorbind. Este pesimistă persoana respectivă din acest punct de vedere, nu prea mai are încredere că puteți să rămâneți împreună voi și el, pentru că comunicarea voastră a fost săracă în ultima vreme și va fi și în continuare, adică vine, își dorește să plătească niște polițe, dar comunicarea ulterior va fi săracă, adică nu e ca și cum ați relua, știți? Dar există această teamă și mai are o teamă, aceea de a nu fi, să nu existe manipulare și nesinceritate. E teamă că s-ar putea să ascundeți ceea ce simțiți vis-a-vis de voi. Deci cineva ascunde de cineva adevăratele emoții, adevăratele sentimente. Dar există activitate din acest punct de vedere, acțiune, se acționează. Deci cineva vrea acest lucru, să vă echilibrați, știți, să echilibrați balanța, pentru că relația aceasta cu comunicarea săracă cu tot a mers așa, cam pe frânghie. Posibil să se întâmple lucrurile acestea și dacă o cotim pe partea financiară. Parteneriate, șef, șefe, nu știu, niște certuri, niște conflicte de muncă, dar sunt plătite niște note de plată, se stă, se discută, se vorbește, comunicare săracă, e adevărat, probabil că vreți doar să rezolvați conflictul, după care să nu vă ocoliți pe stradă. Nu știu, cineva probabil că v-a ars cu niște ghilimele de rigoare la bănuți, la salariu, poate că nu v-a plătit, poate că a făcut niște împrumuturi, rate, în sfârșit, în orice caz, au rate și v-a pus pe voi girant și n-a mai plătit, în sfârșit v-a îndatorat cumva. Și atunci, evident că lucrurile nu au mers bine din punct de vedere financiar, dar probabil că persoana aceasta vrea împăcare, cumva vrea să remedieze, să plătească polița că nu i-a mai ieșit nimic. Adică dacă tot a vrut să vă tragă acea țeapă de care vorbește toată lumea, s-a întâmplat, dar pe partea cealaltă și-a atras niște karme asupra sa și s-a îmbolnăvit, de exemplu. Și atunci consideră că este cel mai bine, sfătuit fiind de unul și altul, să vină să remedieze conflictul astfel încât să reușească să treacă peste multele lucruri. Mă interesează acum, din punct de vedere al planului afectiv relațional pentru scorpioni, ce urmează pentru voi. Să știți că s-ar putea scorpionii singuri să intre în noi relații, dar nu cu alte persoane din trecut, să cunoască pe altcineva, să afle niște secrete, să afle niște informații care au fost ascunse și în urma acestor secrete să iau o decizie radicală. O perioadă plină de provocări, nu vă ascund, dragii mei scorpioni, plină de dorințe de dorințe care se vor a fi împlinite. Din ceea ce văd eu aici. Crez personal. S-ar putea ca unii scorpioni să renunțe la tot și la toate și să-și urmeze un vis care a rămas în pom și pomul în aer. Lucruri neortodoxe. Probabil că este niște scorpioni care vor cu tot din adinsul să-și îndeplinească un vis apelând la lucruri neortodoxe. Și aici mare, mare atenție, mai ales dacă vorbim de relații de familie sau de copii. Atenție cu cine vorbiți, ce faceți și cum faceți, pentru că această abordare vă conduce către disfuncționalitate.
către abuzuri, către instabilitate. Deci scorpionii care vor cumva să, mă scuzați, să abordeze și o altă metodă, să spunem așa, neortodoxă în realizarea visului lor, se îndeplinește, se realizează visul respectiv, un vis care nu este făcut să fie împlinit, atenție mare la ce zic acum, vă puneți, bineînțeles, într-un cadru restrâns, dacă vă potriviți, vă opuneți voinței divine, probabil că știți că nu este bine, dar insistați să se întâmple chestia aia, aplicați aceste metode neortodoxe, se întâmplă, doar că știți că sunt niște plăți pe care le faceți ulterior, se revarsă asupra familiei, asupra, nu vreau să vă sperii acum, dar vă spun ce ar putea să se întâmple, că nu s-a întâmplat încă, disfuncționalități și, v-am zis, abuzuri, agresivități, adică câștigați pe o parte, dar pierdeți super mult și nu e bine. Bineînțeles, liberul arbitru vă aparține. Mă interesează să știu această colaborare cu o persoană cu care v-ați certat, că vorbeam de cineva care v-a făcut mult rău, chiar și în tinerețe. Își dorește să revină, clar, își dorește să revină în viața dumneavoastră, își dorește să rămână în viața dumneavoastră, nu își dorește să rămână în viața dumneavoastră, își dorește să remedieze un conflict pe care l-ați avut în trecut, da, își dorește lucrul acesta spre binele său, ok, spre binele vostru, nu spre binele vostru, spre binele lui sau spre binele ei. Se va întoarce în luna februarie această persoană să discutați, persoana aceea cu care aveți o colaborare săracă, o comunicare săracă, sunt toate șansele, după care vă vedeți fiecare de drum, dar nu mai sunteți blocați sau blocate. Există posibilitatea ca cei singuri scorpionii să își găsească partenerii? Da, există această variantă, dar da, există. În luna februarie, să zicem așa, că începe și încep sărbătorile iubirii. Nu nici de cum în luna februarie. Haideți să vedem dacă este posibil găsirea sufletului perechi unui partener în luna martie. Posibil în luna martie. Deci s-ar putea ca luna martie să fie o lună a renașterii, dragii mei, mai ales din punct de vedere relațional. Luna martie. Începând cu luna martie, lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă și din punct de vedere al carierei. Mutare importantă în ceea ce privește cariera. Bănuți, stați bine, vă echilibrați. Vă echilibrați din punct de vedere financiar, vă recuperați niște datorii, împrumuturi, ia să vedem, din punct de vedere al împrumutului, obțineți împrumuturi, tranzacționări fericite. Ok, hai să vedem, dragii mei, și acum niște răspunsuri cu ajutorul pendulului. Gândiți-vă la niște situații particulare și hai să vedem, poate că avem niște luni în care s-ar putea întâmpla niște lucruri, vreau să primez niște răspunsuri cu bătaie lungă așa, pe tot parcursul acestui an, ce s-ar putea întâmpla, niște zile care ar putea fi norocoase, răspunsuri afirmative sau nu, depinde, inițiale, probabil de confirmare sau altele față de ce am zis eu în momentul de față, semne zodiacale, cum ziceam, și niște zile norocoase. Cum ar fi? Da, mulțumesc. Este posibil și de o parte și de cealaltă. Este posibil ca în luna mai. Deci dacă v-ați gândit la niște situații, s-ar putea să fie niște situații incerte în momentul în care noi discutăm, dar este posibil. Șansele sunt de 50-50, dar este posibil. Chiar sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, literele B, D, S, A, T, U, V, Gemeni, Taur, Capricorn, Berbec, Miercurea și Joia,
acestea sunt zilele în care este posibil să se întâmple ceea ce doriți voi în perioada menționată de mine. Și în luna noiembrie. În luna noiembrie există varianta unei îndrăgostiri subite, fulgerătoare. Scorpion, pești, rac, săgetător, leu și berbec. Posibil să fie aceste semne zodiacale de care vă îndrăgostiți. Este posibil ca spre finalul anului să aveți în destin o îndrăgostire fulgerătoare. Cu ziua de duminică, probabil, cine știe, o invitație, o reuniune, cine știe, cu viitoarea noastră parteneră sau viitorul noastră partener. Dragii mei, cam atât pentru voi astăzi. Sper că ați găsit ceva interesant de comentat ulterior. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc să aveți în continuare o 9 februarie minunată. Toate cele bune, numai bine, la revedere! Pa, pa!